România a fost anul trecut cel mai mare producător de porumb din Europa, cu o recoltă de aproape 19 milioane de tone. Agricultorii au scos un profit bun pe care vor să-l investească în tehnologii avansate care să le sporească producția. Acest agricultor din Timiș a cultivat aproape 200 de hectare. Spune că la finalul recoltei i-a părut rău că nu a avut o suprafață mai mare, pentru că a vândut tot, la un preț foarte bun. Am încheiat cu o medie de aproape 10.600 kg porumb stas. Care sunt motivele pentru care a fost producția așa mare? Apa. În ultimele zile din aprilie, mi se pare, în ultimele 2-3 zile a început ceva ploaie, mai a plouat, iunie a plouat, iulie a plouat, a venit și căldura. În județul Timiș, anul trecut a fost o producție de peste 9 tone de porumb la hectar. Specialiștii spun că vorbim despre cea mai bună recoltă din ultimii 20 de ani. Fermierii au adaptat semințele cultivate la solul și la condițiile meteo de la noi. În ultimii ani, companiile au creat hibrizi cu rezistență la secetă. Nu trebuie uitat sistemul de mașini agricole. Fermele au o dotare foarte performantă. O parte din apă rămâne în sol și nu se pierde foarte multă apă prin evaporație. De câștigat au avut și cei care au investit în sisteme de irigații. România are un potențial extraordinar de ridicat, dar acest potențial trebuie susținut și de o agrotehnică și de niște fermieri care să lucreze așa cum trebuie pământul. Pentru depozitare, mulți fermieri au ales o metodă foarte populară în Occident. Cerealele sunt păstrate în saci uriași, numiți silobaguri. Practic sunt o folie pe timp de iarnă, nu e nicio problemă. Avem experiența anilor trecuți, marfa din silobaguri va fi corespunzătoare calitativ. La malul mării, coada de tiruri pline cu porumb se întinde pe câțiva kilometri. În 2018, prin portul Constanța au trecut peste 4 milioane de tone de porumb. O mare parte din principalii operatori din portul Constanța în domeniul cerealelor sunt și traderi. Și atunci este interesul lor să-și crească atât producția, cât să o valorifice la export prin portul Constanța. Iar noi simțim acest lucru prin traficul realizat de portul Constanța în 2018, trafic în care producția agricolă reprezintă mai bine de 30%. Navele încărcate cu porumb au avut ca destinație multe țări din Uniunea Europeană, Asia și Noua Zeelandă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.